Bine v-am găsit, stimați telespectatori, ceea ce se vede aici este un microfon, v-am zis ca și de gol, un microfon și mai bun decât cel care l-am dincolo la birou, din ăsta care apeși pe diferite butoane și rezultă că unidirecțional, omnidirecțional, mă rog, și că se de mai bine. Da, mă rog, deci acum se vede că vorbesc la microfon. Azi, am pe Facebook, Cătălina Porumbel a pus o poză în care mă surprinde la biroul din editurii Mediafax, de aici de peste drum, de la mine, și zice că parcă sunt la o navă cosmică. Într-adevăr, am acolo o grămadă de device-uri, chiar am discutat cu ea, iată pe acolo pe la mine să mă vadă la... Nou loc de mâncă, la locul meu de muncă, mă rog, mai erau 2-3 felici pe acolo și da, am, chiar mă pricep la asta, tot ce este, în puține lucruri care le mai citesc, ar fi, ea mi-a zis de la ăla, cu Alexa, de la Google, Eu nu pot să folosesc aplicația, că trebuie să vorbesc perfect în engleză cu ăla. Bun, mă rog, deci chiar sunt la curent cu tot ce se întâmplă în IT. Mă uit în fiecare zi aproape să văd dacă nu s-au făcut lepturi și mai subțiri și mai ușoare și dacă se poate să aibă și cartelă. Nu, văd că nu se avansează cu nimic în acest domeniu. Bun. Deci azi am avut, am văzut două mari momente cu două personaje preferate de mine. Cu Câțu, Florin Câțu zi și Câțu Mâțu și cu Ludovic Orban. Deci, astăzi guvernul a aprobat un proiect de buget, ăsta la, osterice, ba la osterice, că nu e așa, nu zice Câțu ăsta, și după ce a vorbit guvernul, cu... a ieșit Câțu să prezinte acest proiect. Eu am auzit vorbe de conferința lui de presă la radio. Era pe la 5 și ceva, da. Nu plecați la birou. Nu am înțeles nimic. Știți că el suge silabele. Nu înțeles nimic. Așa. M-am uitat după asta în seara asta la înregistrare video și dacă o să vedeți acum, deci uh, o să vedeți acum când dau drumul și la rubrica, uh, că el are un tip care arată pentru limbajul surdumut. Vai, ce rău îmi pare că nu știu limbajul ăsta. Eu vă sfătuiesc să-l învățați. Este singura soluție, singura formulă de a înțelege ce spune el. Vorbesc serios, nu știu cât poate să fie până în 2024, când uh, după alegerile din 92 au fost uh, pe dsr nu a avut majoritate, pe dsr lui Iliescu și atunci l-au pus uh, cu chiu cu vai, premier pe Nicolae Văcăroiu. <coughs> și Nicolae Văcăroiu, ă, când a fost investirea, s-a dus opoziția. Eu, de acolo, că erau CDR și PD și a zis, domnule, guvernul ăsta nu va fi mai mult de o lună. <laughs> Văcăroiu s-a revenit a, a, a la Republica, a zis, cine râde, de la urmă, râdea mai bine și a stat patru ani. Așa că nu, nu vă gândiți că câțivă va sta mai puțin de patru ani. Că stă, că e atât de mediocru încât va sta. Nici, vă că nu era bun finanțist, dar nu îl concura ca strălucire pe Ion Iliescu. Mă rog, Iliescu, în vedere că totuși era ceva de capul lui, era o personalitate, totuși Nicolae Văcălui nu era atât de prost cum este Cățu pentru că el a trebuit să întâlnească două mari condiții, să fie mai prost decât Ludovic Orban, care trebuie să fie mai prost decât Claus Iohannis. Voi imagina, că Claus Iohannis care, mă rog, nici pe el nu-l da afară talentul politic, inteligența politică, mă rog, din casă, l-a preferat pe la PNL pe Ludovic Orban, care nu-l da afară nici pe el inteligența din casă. Oricum, nu e Alexandru Iancuza sau carul I, sau cu atât mai puțin, nici măcar vintele Breteanu. Și eu l-a pus pe Câțu. Câțu bănuiesc că la PNL a pus niște prostănați. Așa se explică. Deci, încă o dată, de Florin Câțu a avut o inițiativă genială, anume de a chema pe cineva care se prezintă, o să vedeți, prin limbajul surdomut, ce zice el. Eu zic încă o dată, înainte de a debuta, prim de a da materialul cu, la rubrica dale lui Câțu ca începând chiar de noaptea asta, să învățați limbajul surdomut. Pentru că dacă el va ține așa, veți înțelege perfect ce spune el, că ăla vorbește mult mai bine decât zice el. Bun. Deci, dale lui Câțu Bun, cât sumățul, deci e un om care a vorbit deci, despre proiectul de buget, este lucru știut, lăsați-mă că vorbesc așa, că îl caut acum, că o a ați descris, așa, este lucru știut, oh, 5 așa, 5 așa, 5 așa, mai înainte era mai înainte, da? A, așa, nu 5. Nu 5. Ah, te ia dracu. 4, 4, 4, 4. 4, cam aici, toate astea. Deci a prezentat, a zis că s-a aprobat. Da, așa cum am promis, vom pune în dezbatere publică. Bugetul pentru 2021, deci după aprobarea proiectului, se pune în dezbatere publică și vine acum perla de gâgă a lui Cățu, Mățu. Zice, zice dar așa cum am promis, vom pune în dezbatere publică bugetul pentru 2021, o să fie dezbatere publică în seara aceasta ori dimineață. Băi, Oare se arăt pe mâine dimineața? Adică, domnule, cu, cu ori, ori. să spună, domnule, noi ne-am gândit că să fie în seara asta, dar dacă nu e gata, o să înceapă mâine dimineața. Zic, adică, o să fie, zice, e imaginat la boletul meteorologic, zice, <hângh> uh, o să plouă să înceapă să plouă în, dimineață, în seara asta, ori mine dimineață. Păi, ori seara asta, ori mine dimineață. Eu zic, nu. Eu mă duc până la Găgești, adică mă duc plec în... Nu, mă duc la Găgești, ori la Roma. Păi, ori mă duc la Găgești, ori mă duc la Roma. În același timp nu se poate. Bun. Deci, hai să vă spun o chestiune. Proiectul de buget al unui regim, al unui guvern, exprimă filozofia partidului de la guvernare. Adică bugetul este pentru că felul în care împarți banii, în care tai cheltuielile, în care nu risipești, în care pui taxe, exprimă o filozofie. Deci, guvernele de dreapta, de exemplu, pun taxe. Nu, nu pun taxe, dar reduc cheltuielile, da? Multe. Sau. În proiectul de buget se spune, dacă vine un guvern și vrea investiții în spațiu cosmic, pune în, la buget spațiu cosmic. Dacă vrea spitale, spitale. Dacă vrea investiții, pune investiții. PSD-ul avea filozofia că punea în salarii. Mă pe ideea că omul ia salariul și pensia mare să și se te-și consumă. E și asta o filozofie. De normal era ca premierul României, premierul coaliției de guvernare, au coaliției de guvernare, da să vină și să ne spună ceva încât noi să ne bată inimă. Români și proiectul de buget exprimă viziunea noastră a coaliției de centru dreapta opusă PSD și anume vom strâng, vom face austeritate pentru că cu banii aceștia vom construi autostrăzi, că e fi... filozofie sau nu vom reduce cheltuielile bugetare pentru ca să poată să meargă la, la fondul, la ăsta, la firmele private. Păi, da. Eu l-am ascultat, m-am văzut video și am și textul, transcrierea n-am întâlnit. Ceva cu cifre, cu ăla, cu ăla, cu ăla? Păi, un, un contabil șef de CAP de pe vremuri vorbea mai, nu mai înflăcărat, mai, mai cu viziune. Și văd, doamne, nu știam, de exemplu, la astea cu studenții, că le reduce cu 50%, nu, că nu mai e gratuitate, contrazis fiind de, de șeful lui numit Orban. Și eu am zis, domnule, eu încă o dată, cum am scris, a fost o prostie. Încă o dată, eu sunt, care muncesc de dimineață până seara, și am muncit și eu, că sunt adică, ca student, am fost șeful redacției vieții sănătești din Cluj, și aveam jumate de salariu. Eu am și carte de muncă, da? Studenții de acum nu trebuie să beneficieze de nicio gratuitate pe transport. După părerea mea, da. Pentru că oricum nu se duc la școală, oricum și dacă vor, și de ce să nu... Și tu și de la privat, pentru că, a, pentru că unii din ei sunt părinți, sunt miliardari, cum am zis, oricum, sunt, pot... Asta, cumpăra tot trenul cu tot, da? Dar a fost o chestie a lui Dragnea, făcută în ianuarie 2017, pe care se pe studenți. Care studenții s-au rupt în, era să zic așa, în bască și s-au dus a doua zi și au demonstrat tot februarie, da? O tâmpenie, o prostie uriașă PSD a PSD-ului, care n-a înțeles că el de la pensionari și pensionarii votează dreapta. El de la studenți și studenții demonstrează împotriva dreptului. El le-a de la doctor și tot doctorul a votat dreapta. Și nu înțeles, ei nu înțeles niciodată. Și continuă, bă, nu le mai dați. Pentru că oamenii vor nu numai firimituri, nu numai bancnota aruncată de voi din viteză, și vor și să le crește și inimile. Gata, a, ce putea. Bun. De, încă o dată, PSD-ul a luat în două, între, în perioadă, drag, ne-am bot pentru că, pă, și mă țineți minte, e plătit, plătit pe haitiști, au demonstrau, i-a plătit pe doctor. Ah, și aveau doctori, au avut niște salarii. Și au, oh, nu, ei, cum să voteze ei, a, doctorii cu ce roșie, nu, nu. Deci, studenții, după ce le-a dat bani pe 31 ianuarie și tot februarie au demonstrat împotriva în piață. Se acolo, să o ca niște maimuțe, da? Bun, deci era o prostie. Deci aici el, ăsta, câțul, o să spună, bă, nu, 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 nu mai sunt nici bani. Și nu, vorbește vreo jumătate de pagină, nici vreo jumătate de oră vorbi cum e în alte țări. Bun. Se teme de demonstrații sunt și domnule serioși că nu e încă o dată. Deci, în în, înainte de 89, studenții din România erau spaima partidului, Era spaima, vai de mine, de aia și la OASCR erau tip mai bun, mai deștept, de aia și era la Costinești, tabără, ăsta erau pe gratis, te puteai duce că era student bun, o grijă uriașă de studenți, bă, să nu cumva să studenți. Nu, cum studenții? Păi studenții trebuie să fie în stradă, să demonstreze împotriva înarmării, împotriva pentru, climă, pentru ăsta, pentru protejarea ce vreți, florilor, popădiilor, lebedelor. Și într mă, mă studenți, că la un moment dat ajunsese o nebunie, că au demo, după ce le-a dat se dragnea parale, că închiriau vagoane întregi, luau vagoane întregi, că, uitați mă, că era arătaia și mațele de studenți, urcă în tren. Așa și mergeau până la Constanța și înapoi, făceau o petrecere, și o peste tot, nici măcar nu era o chestie economică, oameni buni. De atunci am fost un feroce alături de, ca și Badea, adversară la aceste chestii. Băi, este o generație, trebuie să văd să se mutească. Când e perioada interbelică, toți mari cercetători și oameni de știință munceau noaptea și mare brânză să ia la tren, da? Era pe toate, oriunde. Păi să te duci, la Suceava să când chiar la Suceava, te întorci, puteai să mergi toată ziua ca student cu trenul, nici nu mai trebuia să te mai duci la curs. Pac, 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 Era ca în povestea aia, v-am zis eu, Vasile Axionov, parcă mai poți fac parantezele doate de la pământ la lună, are o schiță satirică, e din, din volumul Portocale din Maroc. Se zicea portocale. Dacă am zis, nu m-ați bătrân, nu ați atâta, dacă sunteți bătrâni. Deci, era portocale din Maroc, sunt schițe, e o schiță care dă titlul volumului satiric, este, se petrecea pe undeva prin Siberia și la vreo sută de kilometri se ziceau portocale, nu știu, la mare acolo și plecau toți cu camioane, acolo și iau portocale. Ei, Aici este o chestie senzațională, senzațională, Un tip din ăsta care are un zil și merge pe acolo, care piatră, dracu, mult Siberia, Altai, Ruș, Rusia, nu știu unde, se duce la Moscova, să vadă Moscova și se urcă în avion și lasă la o parte faptul că ea avea picioarele lungi și nu le putea, nu, nu erau să le puteți, nu le 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 ținea pe coridor. Paranteze venind de la Ulan Bator, că am fost în Mongolia, înainte de 89, m-am urcat, am mers până la Bator, Vladivostok, la Ulan Bator, în Mongolia, aterizam un singur avion, ăla, al rușilor. Și am mers până la, până la Vladivostok și acolo am luat un avion. Și acolo tot așa era unul din ăla care era l-am și văzut pe ăla din acțiune. Și stuardese, cum sunt Nu vreți un ceai cu tare, cu da, tare, Și el a crezut că de s-a îndrăgostit de el. Și după asta, ce mă, nu mă cheamă mai... <laughs> Și după asta a început să facă drumul. Vladivostok, Moscova, Moscova, Vladivostok, doar doar mai dat de n-a mai dat de ea. Și povestea și-a de toți banii care câștigați, povestea și cum era el în final, mergea zilul ăla, camionul ăla, pac, 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 pac munți. Deci și ea se gândea la ce frucut s-a Așa și uh, din coace studenții, da? Puteau să meargă cum mergea la până la Vladivostok și înapoi. Bun, A pierdut timpul să-mi explice mie, uh, el vreo jumătate de oră, cum e cu că ei nu aveau, că în alte țări nu știu cum e. Mie nu mă interesează cum în alte țări. Bun. Dar, ei, am început... Uh... Hai să începem rubrica. Am început-o. Dar... Bun, am început-o, bine. Așa, și hai să vedem de ce am anunțat această rubrică. Aoleu, o de de mașă. Da. Bun. Deci, vedeți, el este întrebat la un moment dat de reporter și vorbind încă o întrebare, dacă permiteți, austeritate bugetară. Punct. Să vedem ce răspunde câți oameni. Încă o întrebare, dacă permiteți, austeritate bugetară. Dacă... Uh, nu aș folosi, eu vreau să vă opresc. Nu este austeritate. Când ai deficit de 7% din PIB, n-ai cum să ai austeritate bugetară. Injectăm bani în economie, investițiile sunt mai mari, nu s niciun venit nu este redus. Veniturile sunt la fel ca anul trecut. Nu scade niciun venit. Oamenii în, în, încazează la fel. Deși, în sectorul privat anul trecut, oamenii au stat în șomaș tehnic. Sectorul bugetar nu a avut nimic de suferit, nu au scăzut nimic până acum. Deci, ați văzut. Eu, în primul rând, că rezultă din discursul, din răspunsul lui, că e niciun fel de o austeritate, că noi vom trăi mai bine anul ăsta decât anul trecut. Bă, trebuie să fii... Părerea mea este că omul, omul nu, 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 gândește. Când, când gândești și atunci are fraze din ele, ale clișee. Că puteți să spui. Deci, până acum, până acum, toți ne spun și, și el și Barnă? domnule, e un moment de criză, nu avem bani, trebuie să facem beneficitul, să-l reducem și vom tăia. Păi și un om normal, premier românii, premier, da, premierul coaliției, da, de centru-dreapta, spunea și șeful Barna, spunea, băi, români, deci, să strângem cureau, asta e, austeritate. El zice, asta zice, nu, dar cel mai tare mi-a plăcut. Răspunsul lui, nu aș folosi, eu vreau să vorbesc, nu există austeritate, păi el nu lasă nimeni să vorbească. Deci el are așa din el, el e foarte interesant, adică el vorbește, deci eu vreau să vorbesc și apoi, apoi s-a schimbat, de deci este așa, gândiți-vă, că e o mașină, da, care de regulă e urmărită de filate de ceva și ați văzut în filmul meu, mi-a pac, vitelul ăsta, da, pac! Și ai altă trece pe autostradă, înainte, și, așa și noi. Noi ne uităm la el, taca, 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 eu vreau să vorbesc și deci, mă, ce vrea să vorbească? Și pac! Și zice, nu există austeritate, a cotit-o. Pe tu te ca prost pe autostrada aia înainte. De deci, cum poți să spui așa ceva, că noi vom trăi la fel de bine, dacă nu chiar mai bine ca anul trecut? Dar nu vom trăi mai rup, Nu înțeleg de cine ne consideră așa niște tâmpiți. Bun, ați văzut. Și vom trăi mai bine și vom avea dezbaterea bugetului, va fi ori în seara asta, ori mâine dimineață. Bun, nu mai. Bun. Astăzi, din câte știți, Parlamentul European a aprobat Parlamentul planul de reziliență. Hai să vă spun ce e cu planul ăsta, ca să vedeți acum că vom avea și rubrica Dale lui Telișcă. Da s ați văzut titlul, ați văzut semnalul, bă, ce să vă spun. Deci, citez aici. În 21 iulie 2020, șefii de stat și de guvern de la așa au ajuns la un acord cu privire la planul ăla de reziliență. Deci au așa, bă, din cauza pandemiei, noi vom face un ajutor uriaș, mă rog, pentru țări cu tare, cu tare, cu tare. Bun. Lasă la o parte faptul că pe 21, când a ieșit de acolo, Claus Ohane s a zis că el a stat trei zile și trei nu s-a bătut. Nu s-a bătut nimic, nu atâta ni s-a nou. S-au bătut alte țări, Ungaria, Polonia, chiar și Bulgaria. Bun. Când așa, și Parlamentul European, planul ăsta, trebuie, el a fost aprobat de Consiliu, dar trebuie aprobat de, trebuie aprobat de Parlament, ca cum ar fi la noi. Că nu ce țară democratic. De parlamentul European. Și Parlamentul European a dat imediat o, o, un anunț, țin minte că era prin septembrie, că ei nu, Parlamentul nici nu discută, nici nu ia în discuție acest uh, plan, uh, acest proiect, uh, care era deja aprobat de uh, de toți, prim, de toți membrii Consiliului, președinți, premieri, că nu știu ce era avea ceva cu Ungaria. Ungaria și Polonia trebuie condiționat acest bani de drepturile omului. Paca, 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 la balaba, a venit și aurescu la noi, la noi, noi câței, câței, căței, căței, căței pământului. Hau, 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 Ungaria. Până la urmă, merg în Germania, a zis, bă, 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 noi nu votăm. Nu votăm și depinde fiind consens, nu veți vedea în veci aprobat acest plan. Și avea dreptate. Și atunci s-au mai gândit și a zis, da, domnule, nu acum cu pandemia, o să discutăm mecanismul ăla cu statul de drept la anul și la mulți ani. Nu e că proștia, nu mă că ne făceam ham, 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 ham. Era ca un cățel de neagre, ham, 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 între Deci gândiți-vă așa, da? Deci o tanti se plimbă cu un cățel. Așa, ah, da, ca Și deodată cățelul tanti se întâlnește cu coniță, foarte frumoțică, frumosică, nu, nu la, la curățică, cum zice Caragiale, intraductibil, nu știu ce înseamnă curățică, curățică înseamnă că era că se spăla, sau că nu era linoasă, curățică, nu era frumoasă, curățică. Mm. Cred că și Zoe era curățică. Bun, genial această expresie, deci vreau să-mi întreb și eu pe doamne, bă, ce înseamnă curățică? un bărbat se poate îndrăgosti de o femeie curățică, mă rog. Deci, ăsta și se întâlnește cu amantul, cu un tip, amantul ei, da? Și, țoc, 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 nu știu, poate se și îmbrățișează și se iau și îmbrățe și se salută prelung ca în finalurile, ca în, ca în finalul în the end al filmului de la Hollywood, oh, oh, patetic așa. Și Că ți-o lu în continuare. Hau, 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 hau. Bă, nu-i spune, ea îi spune. Bă, nu, ca aia Așa și noi. Între timp, Merkel s-a pupat cu Orban, s-a îmbrățișat, a fost de acord, ei noi nu. Au, hau, 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 Și până la urmă nu merg cu gura că ca proști. Cum vor rămânești cu rușii și cu... Căței, căței României. Șefi. Bun. Și atunci Consiliul, după ce s-a făcut s a zis, bă, hai să mai discutăm o dată cu Parlamentul European. Și în 10 decembrie, așa, în 10 noiembrie s-a ajuns la un acord, da? Să cântă și Parlamentul European. După asta, ăștia s-au întâlnit Consiliul și a, au propus o modifică, niște modificări și pe 18 decembrie Parlamentul European și Consiliul ajung ajuns la acord cu privire la mecanisme de și reziliență. Astăzi, astăzi a avut loc votul din Parlamentul European potrivit, potrivit acordului. Nu s-a întâmplat nimic, nici minune, nici... Minunea a fost în 18 decembrie când Parlamentul și Consiliul așa un compromis și Consiliu, Parlamentul bine mă votez. Bine, gata. Și atunci era o formalitate, deși cam târziu de februarie. Da? Bun. Lasă -o, la o parte, barna, minune, cu tare. Nu. te nu. Și la noi începe la 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 Barbu Lăutar. -o oh, oleu, pnl -o, vai de -mi. Și iată, deci, încă o dată, astăzi, adică nu are, 11, februarie a avut loc cu o, o chestie subformală, că să se înțeleseseră pe 10, pe 18 decembrie s-au înțeles. Și a zis, bă, ne-am înțeles, parlamentarii au zis să trăiți gata și nu rămânea decât să voteze. N-a fost nicio discuție, n-a fost nicio contră. E o chestie formală, că e ca și cum partidele parlamentare din parlament la noi se înțeleg la un moment dat cu la nivel de lider cu tare și zice, bă, gata, și formalitate. Votul. Nici nu mai discut. Ah, iată, cu ocazia asta, am văzut ce zice Tilișcă. Am început. Dale lui Tilișcă. Bun. Citiți care e Facebook, uitați-vă aici. păi, deci, unde sunteți, da? Vedeți aici ceea ce scrie Ludovic Orban, linioare, liderul dreptei românești. Oul leu este la Parlamentul României, Camera Deputaților. Hai, vai! Păi, e liderul dreptei românești, bă, leu. Și a scris el aici, a fi scris altul și a și postat cu Ursula. Ce cursul ăla și eu mă pot, posta dacă e fac o vistă. Dar atenție, de ce vreau să știți, păi nu-i Barna, Nu-i Iohannis, Iohannis, alo, domnul prezident. Unde o fi președinte? n la Sibiu, e încă în România, încă la București. Când doare liderul drepte românești, este eu Claus Iohannis, eu protestez. Cum Ludovic Orban Ludovic Orban, da uitați vă încă o dată, probă, nu am inventat nimic. Ludovic Orban, liderul drept românesc, este la Parlamentul României că nu de ce cum liderul și cu de mare și cu de mare. Bun. A scris el. Șapte ore. Și zice, seara a fost aprobat cu raportul privind așa. Așa. Președintele Claus Iohannis împreună cu guvernul pe care l-am condus a reușit să obțină fondurile europene necesare pentru România pentru a trece de această perioadă de criză economică determinată de pandemie și pentru implementarea planului nostru de reformă și investiții. Votul este un succes pentru România și mai ales pentru cetățenii acestei țări. Care mă succes băi te mișcă liderul drepte românești. Care succes. C n-a fost nici o și nici el Tilișc acolo. A fost un vot, nici măcar în Europarlament, nu au avut eu contribuție. Adică s-a dus acolo cine? Fantoma? Holograma lui ăsta, lui Claus Și în plus, încă o dată, nu înseamnă încă nimic, pentru că până pe 30 aprilie trebuie să fie maximum, dar am înțeles că nu la începutul aprilie, trebuie să trimitem planul de folosire din nou, că ne-l-a dat înapoi, care trebuie să cuprindă digitalizare, nu, nu autostrăzi, și după ce trimitem, după ce trimitem, păi comisia ne-a la purecat și dacă nu ne-l dă înapoi, avem, primim bani. Nu am nimic împotrivă, dar nu poți nu să tâmpești așa un popor. Pe cuvântul meu de onoare, oamenii aceștia trebuie dat în judecată la Haga pentru că disprețuiesc poporul român. Sau așa poate o fi. N-a fost nimic. Astăzi a fost, repet, un vot. Azi că n-a fost. Ieri. Un vot formal. A, am format acolo, paca, 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 gata. S-a făcut, s-a terminat, da? Bun. Din câteva, și aici ultimul, din câte v-am spus eu, ascult radio și pe la ora înainte de a pleca, că era nou și ceva, zice, era eu, o emisiune bună, între prieteni, nu știu care, sau dimineți cu soarea la Adrian Soare. Și reporterii, moderatoare, zice, astăzi marele Victor Rebenciu că împlinește 88 de ani. Hai să-l bă. Victor L-am luat prin telefon. Intervine și era monosilabic așa, adică, bă, totuși, te căută femeia aia, ea săraca era și ea, Domnule, cum vă sentea? Sta în Bun, era scârbit așa pe ideea că e sunat. Eu un lucru, îi dădeam cu telefonul în cap. Păi te-am sunat, dacă e tâmpit, te dai mare. Dar nu asta. Bun. Domnule, un om am împlinit 88 de ani, este actor. Îl întreabă femeia, corect, domnule, cum a fost în perioada asta de pandemie? Și eu mă așteptam să zic că am suferit, eu sunt un mare actor, n-am putut, n-am avut să stau de vorbă cu nu se am contact cu oamenii, că 88, mă, mare victorie, ben moromete, ăla care făcuse din linie moromete, viața grea, țăranul, țeranul în din perioada burghezo Bun. Deci, încă o dată, te sună la radio și trebuie să vorbești la vârsta una când ziua ta de naștere. Am auzit și tineri și muzicieni care erau, spuneau și că așa se spune la ăla. Oh, sper că voi mai trăi 88 încă 10 ani, sper să mai joc ceva, sper să mai... Na, că e momentul când te întreabă, na. <laughs> Fiți atenți. Și părea cu vorbirea pe sfârșit el fiind monosilabic, monosilabic și prin ăsta un măgar. Pentru că te să sunat și femeia aia să o întrebe cum e cu sănătatea și zici și tu ceva că e ziua ta. Bun. Și nenea ce zice Rebendiuc? Zice, stați un pic, îi spun la telefon. Vreau să vă spun ceva foarte important. Da. Mă adresez românilor să fiți de acord cu bugetul. Doamne, mai, E un buget de austeritate, dar dacă nu-l aprobăm, dacă nu-l acceptăm noi românii, adică el cu pensia lui, dacă nu-l acceptăm noi, va trebui să plecăm din țară. Păi omul e normal, e gaga. chiar l-a întrebat aia de ziua lui de naștere, ce trebuie mă cu bugetul lui Câțu? Nici măcar chirilă n-a scris, nici oană, că sunt vreo câțiva din ele care te feliste, da? nici aia Oana, cum îi zicem Oana, neva, fica lui actorului la mare care a jucat doamne, am un lapsus deci că aia cu prazul nu știu, am o lapsus am, dacă mi-am inteles să înțeleg Oana, Oana Pelea până nici Oana Pelea, nici Tudor Chirilă și nici măcar Grigore Cartianu deci pot fi Păi ești marele actor, e un moment în care n-ai jucat până acum, dramatic, ai 88 de ani, zici și tu o poantă, domne, la vârsta asta e mai greu să joc Romeo, deși poate să vină un regizor și să-mi propună un Romeo în vârstă. La vârsta asta nu mai pot lua în brațe pe Julieta, nu mai pot sugruma pe Desdemona, frumos, frumos, nici măcar pe Richard al treilea, că nu pot să călăresc, ca să zic, un cal de <laughs> deci până atunci era monosilabic, mojic. Uh, cum vă sunt uh, sănătate? Și ce vreți să am sănătate? Ba, bă, că e până aia a rămas și intimitate când l-a sunat, părea deranjat de faptul că a fost sunat. Puteți spune, nu mă interesează. Bun. da, profită de asta. Tu și face o publicitate de 2 lei la bugetul lui Câțu bă, la bugetul lui Câțu, trebuie neapărat să fim de acord cu el. Bă, o fi plătit în Câțu, mă. Eu cred că e de undeva paralel. Că nu, eu nu cred că un om normal, un mare actor, să te întrebe la 88 de ani, ce faci de 88 de ani, ce planuri ai, cum vezi trecutul, că e frumos, ce ai interpretat, ce vei interpreta după pandemie, tu să vii și singure lucruri coerente, că restul pur și se să spui și am un apel adresat românilor, să fiți de acord cu acest buget, să-l acceptăm. Doamne, nici măcar cât sunt a zis așa? Și vă în neregulă cu omul ăsta. Îmi pare foarte rău, l-am cunoscut și înainte de 89, Uh, mi se părea normal, adică Păi, te o dracule, adică mai rămâne acum să vină uh, azi, la Molș Beșleagă, la de Mihai Șora, pe la 100, cât are el, 3, 5, 10 ani și 10 ani să spună că uh, el, uh, nu știu, uh, se duce la schi și ține schiurile lui Klaus Iohane. Deci, repet, Victor Rebenciu, o mare actor la 88 de ani ziua lui de naștere și nu găsești un alt lucru coerent de spus decât că noi românii, adică alții, nu el, să suportăm această austeritate pentru că dacă nu acum, nu, vă strângem cureau acum, așa, atunci a, noi o să ne duce, o să nu ne mai rămâne decât să emigrăm. Repet, nici Tudor Chirilă n-a zis așa ceva, nici Oana Pelea, nici măcar mă dă limbot. e oameni, că o fie el Chirilă sau Oana Pelea, totul, zice, bă, dă-vă dă și taie, număresc pensiile. Bun, n-am nimic împotriva, nu zic să le și critici. Dar poți să taci, dracule, din gură, o să-ți pui, că sunt oameni, când am ieșit, Azi m-am dus la birou dimineață, m-a cineva pe stradă. Domnul, că ce dom facem, domnule, cu ăștia? Păi nu facem nimic, că stăm până în dom 2000." Domnul, ce am, nu știu, o mamă care are, nu știu, câteva milioane, pensii, dăm noi. că nu-i vorba numai de el care are bani. Nu știu, ce nu fi având, are, nu știu, că a făcut publicitate când era Rebendiuc, el era cu ciuma roșie și făcea lui Tante Nuții, care era Ministerul Dezvoltării, făcea reclamă din alea cu fondurile europene. Ei dăduse tanti. Da, bun, da, e un bun simț, te apuci și cer omului. E... Adică ălora care suferă din asta, el le zice, el face elogiu austerității. Dar brusc, repet, nu era încă o dată e ceva, n-am pomenit așa ceva. Adică nu era o anchetă, anchetă printre mari personalități, ce părere aveți de buget. Bine, era o discuție despre un om care a împlinit în ziua aia 88 de ani și în care el până atunci a fost morăcănos, împuțit, mojic, nu, se nu răspundea încă, repete, în primele minute, primele secunde, fata aia, care era corectă, moderatoare, a rămas așa, că și da, zice, de ce zice, de de ce? De, nu. Da, de a devenit, totul real îl bătea pe câțu, că când a vorbit el cu de buget, cum trebuie să suferim noi, să ne pensionare să nu mai câștige, ăia din oare ca să nu mai câștige, deoarece el crede că de ziua lui de naștere cea mai mare de poporul român, el trebuie să-i se adreseze să sufere, să moară de foame pentru că nu știu ce cu el. Doamne ferește, la revedere!